Acum în povestea Romei, în special în povestea cuceririi Greciei, romanii nu aveau în control formal un hectar de pământ, însă stăpâneau toată politica, iar toate regatele din zonă erau ori supuse, ori state clientelare, ori atât de slăbite precum Macedonia, încât nimeni nu credea că puteau să mai opună o rezistență serioasă. Însă lupul muribund mai poate mușca tare încă o dată. Sunt imperator și azi vom vorbi despre eroica bătălie de la Pydna, în care legiunile romane au triumfat definitiv peste falangele elene. Asta dacă nu era clar din bătăliile de la Capul Câinelui, Termopile și Magnezia. Autorul Angelos Haniotis, în cartea sa Age of Conquests, lumea greacă de la Alexandru la Hadrian, de altfel unul dintre autorii de la care am citit și m-am inspirat pentru aceste episoade despre Roma versus Grecia, prezintă următoarea parabolă poloneză. Un preot catolic încearcă să explice minunile unui om mai sărac cu duhul și spune: dacă aș cădea acum de pe tur la bisericii și nu aș muri, ce-ar fi asta? La care omul răspunde: un accident. Dacă aș cădea încă o dată de pe turlă și nu aș muri, tot un accident. Dar dacă aș cădea a treia oară, ar fi un obicei. E, exact așa a fost și cu romanii. Victoria de la Capul Câinelui, un accident. Victoria de la Termopile, un accident. Victorie la Magnezia, deja un obicei. Dacă până acum existau trei mari puteri în acel spațiu, antigonizii în Macedonia, seleucizii în Asia și ptolemeii în Egipt, acum se întoarse roata. Puterile erau Roma, Rodos și Pergamul. Pentru o vreme, romanii aveau interesul doar în a consolida Italia, ca toate neamurile diferite din Italia, socii, să se simtă și ei romani, și doreau și consolidarea provinciilor din Hispania, dar pe măsură ce aceste lucruri se cristalizau, interesul se întoarce în est. În Macedonia, de la pacea de la Apameia până la finalul domniei sale din 179 înainte de Hristos, Filip al V-lea a petrecut scurta perioadă consolidând granițele atât de amenințate de traci și, bineînțeles, armata. Filip își încheie domnia tumultoasă și pe tron vine fiul său Perseu, care continuă moștenirea tatălui său și respectă independența celorlalte stătulețe grecești. Omul însă era plin de ambiție și folosește abil armele politice ale vremii. În 178 înainte de Hristos se însoară cu fata regelui seleucid Seleucos al IV-lea, iar propria sa soră era măritată cu Prusias al II-lea al Bitiniei. În 174 înainte de Hristos mai dă o lovitură de imagine apărând la Delphi, chiar la oracol, în fruntea unei mici armate, semn că dorea să reia poziția Macedoniei de hegemon al tuturor grecilor. Iar anul următor semnează un tratat cu statul Boeoției. Toate aceste acțiuni au fost urmărite cu mare atenție de către Eumenes al II-lea al Pergamului, iar atunci când a reușit să scape de o tentativă de asasinat la Delphi, l-a acuzat pe Perseu, fără să se gândească de două ori. Știți vorba aceea cu „Așchia nu sare departe de trunchi”? Tatăl său a instigat Roma la al doilea război macedonean și acum acesta îi călca pe urme. Peste un an se prezintă în senat și cu o retorică demnă de filosofii greci din vechime îi convinge pe cei mai mulți senatori că Perseu era o amenințare directă pentru Roma. Și nici nu erau prea greu de convins, căci în ultimii ani Roma nu mai avuse parte de războaie, iar veteranii și mai ales aristocrații tineri doreau să-și încerce oțelul ca să mai câștige și ei niște capital, unii din pradă, alții capital politic. Nici nu e de mirare că atunci când au fost numirile pentru posturile de consuli, candidații aleși au cerut ca teatrul lor de operațiuni să fie Macedonia. Emisari au fost trimiși în toată Elada ca să pună o întrebare simplă: are Roma susținerea voastră dacă izbucnește războiul cu Macedonia? Iar aproape toți au răspuns da.
chiar dacă Perseu încerca să-i convingă pe greci să treacă de partea lui. Declarația de război formală vine în 171 înainte de Hristos, iar înainte de asta, senatul roman trimite o scrisoare la Delphi prin care se prezinte un casus belli. Filip intrase cu soldații în oraș, chiar dacă în orașul sacru domnea armistițiul între toți, pentru alianța cu, citez, barbarii care locuiesc peste Dunăre, care au încercat cândva să înrobească Grecia și să prade sanctuarul de la Delphi, și pentru tentativa de asasinat asupra lui Eumenes. La partea cu barbarii de peste Dunăre, aceștia cel mai probabil ar fi înșiși geții, fiindcă dacă ar fi să fie alți barbari de peste Dunăre, ar fi doar triburile germanice, care nu ar avea niciun interes în Grecia sau în zona balcanică. Deci aflăm că în anumite vremuri, geții chiar încercaseră o invazie în Balcani cu o tentativă chiar de a ataca orașul Delphi. Dar ca să mă conving de asta 100%, trebuie să citesc mai mult. Deși o astfel de perspectivă m-ar intriga, mai ales că îi respect pe străbunii romani cât și pe străbunii daci în egală măsură. Lăsând speculațiile la o parte, ideea era că și cu aliați peste Dunăre, Perseu tot izolat era. În prima fază a războiului nu a avut loc un progres semnificativ, poate o alianță cu regele Gentios al Ilirilor. Mai trece un an, mai trece unul și vin romanii în sfârșit ca să finalizeze ce au început. Atacă brutal Iliria, adică brutal de rapid, și în 168 înainte de Hristos îl capturează pe Gentios, iar noul consul Emilius Paulus ajunge în comanda forței de temut. Își duce armata în Tesalia, iar Perseu mărșăluia spre sud. Confruntarea finală avea să fie una demnă de eroi antici, de legendele Olimpului, căci avea să se dea fix la baza muntelui Olimp, în apropiere de Pidna. De fapt, mai aproape era sanctuarul de la Dion, locul sacru al Macedoniei, dar acestea sunt detalii. La poalele muntelui Olimp și-a pus Perseu tabăra și stătea după romani în plină formație de luptă. 43.000 de infanteriști, dintre care cel mai probabil cel puțin 30.000 erau falangiști și 4.000 de cavaleriști alături de mercenari traci. Cei mai mulți fiind doar trupe de hărțuire, infanterie ușoară. Ca să fie totul ca lumea, pe cei 38.000 de legionari romani alături de 2.000 de cavaleriști și 22 de elefanți de război și pe macedoneni îi despărțea un râu. Consulul Paulus știa că un atac frontal în falangă era sinucigaș, însă avea planul în tolba comandantului. Avea să ordone unei forțe de 8.000 de oameni sub comanda lui Cornelius Scipio Nasica să o ia spre vest și să ocolească muntele Olimp. Numai că un arcaș cretan trădător a reușit să fugă din tabăra romană în cea macedoneană cu planul. Alarmat, Perseu trimite tracii pe acea parte a muntelui, iar când romanii și tracii se ciocnesc, o confruntare este întotdeauna legendară. Falxurile își căutau drumul prin scuturile romane, însă erau soldați ușori, nu infanterie grea, așa că romanii îi pun pe traci pe fugă. Avansând spre Dion, forța lui Nasica era o problemă gravă și ca să evite încercuirea, Perseu sună retragerea spre un loc și mai favorabil, lângă Pidna. Ca să descriu locul, erau două dealuri mari, separate de un râu, iar în fața fiecărui deal era câte o câmpie. Perseu alege să pună trupele în formație standard, în centru o falangă cum nu s-a mai văzut nici la Magnezia, ci doar în bătăliile lui Alexandru cel Mare, iar cavaleria era pusă pe flancuri. Cât despre trupele trace, au fost puse ca și carne de tun în față. Romanii își construiesc taberele pe dealul celălalt și poziționarea avea să fie și ea una clasică. În triplex acies, cu cavalerie pe flanc și elefanți pe flancul drept. Velite sunt totdeauna în față. În seara dinaintea bătăliei, luna se transformă dintr-un alb celest în sânge.
Macedonenii superstițioși intrară în panică. Oare îl mâniaseră pe Zeus că îi abandonaseră casa, muntele Olimp? Romanii, la fel de superstițioși, fuseseră în schimb calmați de un tribun care știa astronomie și le-a spus că era un fenomen natural, astăzi cunoscut drept eclipsă de soare. Pe 22 iunie are loc confruntarea titanilor. Deși comandantul Nasica era atât de dornic să atace, Paulus îl oprește și îi arată mega falanga de pe dealul opus. În acea dimineață, Velites se duceau la râu ca să ia apă, iar căruțele erau trase de măgari. Numai că unul a scăpat și trece râul, doar ca să descopere unitățile de traci. Aparent, și ele doreau să ia apă. Cele două grupuri de infanterie ușoară au început să se bată pentru un măgar, iar mesageri au fost trimiși înapoi în tabere. Perseu nu mai dorea să stea pe deal, ordonă formarea falangei, iar în ritmuri de flaut, fiii Macedoniei avansau. Curând ajung la râu și deși Velites i-au pus pe fugă pe traci, care se odihneau acum pe flancul stâng al armatei macedonene, acum trebuiau să se bată cu falanga. Atunci un centurion, văzând că oamenii săi erau în derută, smulge stindardul de la stegar și îl aruncă în falangă. Disperați, Velite se repede ca să captureze steagul și rezistența mai ține ceva timp. Însă Velites nu au nicio șansă de izbândă. Acum falanga trece râul, iar romanii se poziționează în fața ei, însă nu atacă, ci observă avansarea. Se retrag organizat, pas cu pas, spre vârful dealului. Falangiștii în plină formație obosesc oribil și pe terenul stâncos sunt nevoiți să spargă formația ca să ocolească bolovanii și alte obstacole. Astfel, deși falangiștii țineau sarisele jos, formația le era dezintegrată. În acest timp, aripa dreaptă romană lovește în frunte cu elefanții cavaleria macedoneană de pe flancul lor stâng și de la atacul pachidermelor flancul se dezintegrează. Apoi urmează tracii și deși în alte condiții ar fi fost trupele ideale anti-elefant, de la atâta oboseală nu mai găsesc putere să reziste. Aripa dreaptă romană se oprește fix în spatele falangei și se reorganizează pentru un atac care să spulbere moștenirea lui Alexandru. Pe flancul stâng roman se întâmplă fix același lucru, iar acum legionarii se aflau în vârful dealului. Nu mai era urmă de omogenitate în linia macedoneană și atunci dă Paulus ordinul de atac. Evitând sarisele cu ușurință, legionarii romani taie în stânga și în dreapta, iar falangiștii din spate încep să fugă. Dar acum vine cireașa de pe tort. Aripa dreaptă romană cu elefanții cade în spatele falangiștilor rămași. Dezastru pentru Perseu, că jumătate din forța sa, din floarea soldaților Macedoniei, era răpusă. Regele Macedoniei fuge pe insula Samotrache, însă se predă, neavând resursele necesare, dar în triumf la Roma nu este executat, ci dus în închisoare unde avea să-și dea duhul. Acum romanii decid dezintegrarea regatului Macedoniei și îl împart în patru merides, adică districte. Primul Meris avea capitala la Amfipolis și se întindea între râurile Nestos și Strimon. Al doilea Meris avea capitala la Tesalonica, între Strimon și Axios. Al treilea Meris avea capitala la Pela, iar al patrulea avea capitala la Heraclea Lynkestis, în regiunea Pelagonia. Ca să fie pusă cireașa pe tort, cele patru tentative de state nu puteau întreține relații între ele. Oamenii nu aveau voie să se căsătorească, doi din merides diferite, iar interzisă era exploatarea resurselor naturale până în 158 înainte de Hristos. Jumătate din tributul, care era în mod normal plătit curții macedonene, venea în visteria romană. Totuși, aceste măsuri draconice au fost prezentate populației drept o eliberare de sub jugul monarhiei și transferul spre republică. Același tratament a fost aplicat și Iliriei, numai că în 3 merides, nu în 4.
cât despre celelalte statulețe grecești, cei pro Perseu au fost trimiși ca ostatici la Roma, iar unul dintre aceștia a fost chiar viitorul istoric de renume Polybius. În Epir, singurul statuleț loial complet lui Perseu, au avut loc represalii, iar un sfert de milion de epiroți au fost vânduți în sclavie. Rodienii, care au dorit să arbitreze la începutul războiului între romani și macedoneni, poate aveau intenții bune, însă romanii au considerat asta insubordonare și le-au fost luate Caria și Licia, state declarate independente. Dar pedeapsa cea mai mare pentru Rodos a fost transferul insulei Delos la atenieni. Peste un an, până și Prusia Salbitiniei vine în fața senatului să ceară milă. Data viitoare vom vorbi despre Grecia capta. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să distribuiți acest videoclip, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă, astfel încât legiunile imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multă lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!